Mesajul național pentru Ziua Mondială a Teatrului, 27 martie 2021. Teatrul văzut din cușca de suflări. De-a lungul istoriei universale a teatrului s-au mai petrecut evenimente care l-au trimis în adormire. Epidemii, pandemii, războaie, guverne de un bigotism aparte, dictatori. Dacă stau să mă gândesc, de cele mai multe ori aceste sincope nu l-au îngenunchiat, ci l-au întărit. I-au dat motive în plus de a supraviețui, ca apoi să reapară mai viu și mai puternic. Prizonier al conjuncturii, teatrul evadează de sub escortă și își găsește libertatea în respectul față de cuvânt și dragostea față de public. Unde trebuie căutat teatrul când este interzis? Ce se întâmplă cu el când e părăsit? Cine îl conservă în așteptarea unor vremuri mai bune? Nu cumva beneficiarii școlii de interpretare, purtători de haine vii ai personajelor etalon, nu actorii? Nu speranța lor de a fi urmăriți, vânați sau adulați, rezervați sau protestatari? Intrați pe scena goală și deschideți cușca de suflări. Textul e acolo. Șoapta e în așteptare. Discursul incendiar. Mai lipsește un amnar și voința de a pune capăt nepăsării. Teatrul oferă lecții de dicțiune, de atitudine, de respect față de rostire, de civilizație, aș spune. În fapt, ceea ce încerc să spun aici este un apel la calm, la studiu, la răbdare. Aveți încredere în noi, oamenii de teatru, care, alături de un public credincios, asigurăm permanența unei insule a libertății, al unui altar laic al cunoașterii de sine. La mulți ani! Cu sănătate! Ion Cărămitru, președinte UNITE.